Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O să vorbim un pic despre sportul pentru copii în dimineața asta. Mai precis, despre ce face totuși statul român ca să susțină pe copiii care vor să facă sport. Nu de alta, dar guvernul sau primăriile alocă o mulțime de bani publici pentru subvenționarea unor cluburi profesioniste în diverse ramuri sportive. Însă e foarte zgârcit când vine vorba despre susținerea activității sportive pentru cei mici. Practic, administrația publică din România nu e capabilă să investească în viitorul acestei națiuni și face, de fapt, doar acțiuni care pot îmbunătăți măcar un pic imaginea celor aflați la putere, că asta înseamnă să dai bani la cluburile profesioniste. Care va să zică? Guvernul României tocmai blochează voucherele de 150 de lei noi, 150 de lei noi, cât înseamnă 15.000 de lei vechi, Luca? Da, nu știu. Pe lună. 1.500.000, nu 15. M-ai dat peste cap. Da, 150 de lei pe lună pentru elevii sportivi legitimați la cluburi sportive. Da. Bani ce trebuiau folosiți pentru. Deci din 150 de lei. Echipament și transport, suplimente nutritive și recuperare medicală. 150 de lei pe lună. Deci se amână acordarea acestor vouchere, scrie dupedu.ro. Dar ce înseamnă totuși 150 de lei pentru un copil care vrea să facă sport în mod serios, organizat? Adică nu doar să bată mingea în curtea școlii. Care sunt costurile, de fapt? Cât vă costă sportul copilului pe lună? Vă întreb pe părinții care aveți copii la diferite cluburi, ramuri sportive, da. Nu, mă rog, care fac ceva mai mult, sport în mod organizat. Da. Cum cred că eu, când eram eu mic, toți copiii făceau pe undeva sport în mod organizat. Adică eu am făcut basket și volei. Și după aia, sigur, am făcut un pic de tenis. Mă duceam pentru că se putea merge și mă trimiteau părinții. Adică decât să stai să dai mingea pe terenul școlii, du-te și fă chestia asta, măcar învață ceva. Da. Uite, Radu face, de exemplu, basket și costă 250 de lei pe lună la un club privat. De fapt, nu, a crescut la 280 de la 1 ianuarie. Așa, asta e costul a 8 antrenamente de câte o oră lunar. Pentru meciuri mai costă 50 de lei bani pe care trebuie să-i plătească pentru sală și arbitrii. Echipamentul a fost vreo 400 de lei, dar ăla e pentru un an întreg. Și un cantonament de o săptămână costă 2000 de lei. Deci cam astea sunt costurile pentru un copil pe care le plătești tu. Aflat în inițiere. Da, da, este club privat. Ștefan face polo la Dinamo, la club de stat. Da. Unde plătește, până acum aveam 350, a crescut de la 1 ianuarie la 420 de lei pe lună, taxa, okay. Pentru 12 antrenamente. Acolo nu are alte echipamente, are o cască de 50 de lei. Dar se poate face, e vreun copil pe undeva care face sport organizat fără costuri? Undeva cum se făcea pe vreun, puteai să faci pe vreun basket, volei, gimnastică? Cred că fără costuri mai sunt la stat grupele de performanță. Adică acei dintre copiii care sunt înscriși la un club, să zicem că sunt 100 de copii care fac polo, poate 10 dintre ei care sunt luați la performanță sunt subvenționați într-o mai mare sau o mică măsură de club. Da, dacă clubul are bani, pentru că să vă mai spun ceva, deși guvernul susține că n-are bani pentru a susține activitatea sportivă la copii, unele cluburi de seniori primesc milioane sau zeci de milioane de euro ca subvenție pentru activitatea lor. Am vorbit ieri cu Andrei Secuieșu, reprezentantul unei organizații guvernamentale fondată de foști atleți preocupați de transparență în sportul românesc. Crazy Rich Athletes e numele organizației. Domnul Secuieșu a cerut oficial clubului Dinamo. Nu știu, de ce la Dinamo a cerut, a trimis adresa oficială în baza legii accesului la informații publice să spună care a fost bugetul pe anul 2021. A cerut mai mulți ani, noi am ales ăsta. 2021. Acolo. Da. Și cum a fost împărțit pe diversele secții sportive. Și din răspunsul oficial se poate constata că subvenția totală a fost de 13 milioane de euro și avem așa alocare. Vă rog să fiți atenți. Sunt date oficiale. Pentru handbal seniori, alocarea a fost de 7,6 milioane de lei. Pentru handbal juniori, 82.000. Paranteză. Echipa de handbal a clubului Dinamo joacă în Liga Campionilor, e campioană națională, da? Ca să înțelegem valoarea acestui buget și cred că mai departe repartizarea asta ține de club. Nu cred că statul poate să impună cum să împartă clubul pe secții și pe categorii de vârstă banii respectivi. Dar asta e diferența asta atât de mare la handbal, că o să vedeți e cea mai mare sumă la handbal masculin. Pentru volei seniori, bugetul a fost de 5 milioane de lei, pentru volei juniori 197.000. Pentru basket, raportul este de 1,5 milioane la 104.000.
Deci de 15 ori mai mult. Pentru polo. 700 de mii la 50 de mii. Da, polo. Păi 700 50... de mii de lei la 50 de mii de lei. 50 de mii au juniorii. Da, 10 mii de euro. Asta înseamnă cât? Mai puțin de 1000 de euro pe lună. Cu banii ăștia nu poți plătești nici la antrenorii. Poate că au cumpărat clor de banii ăștia. Exact. Pentru bazin. Da. Adică... Și atunci e normal că ne cer nouă taxă pentru copii, nu? Ca să poată să susțină activitatea. Asta e la Dinamo, date oficiale. Sincer să fiu, eu nu aș vrea să știu care o fi diferența de buget între ce alocă Primăria Capitalei, de exemplu, pentru clubul de handbal CSM, la senioare și la juniori sau la junioare. Nu am datele astea, dar aș vrea să știu. Bun, asta e. Revenim cu întrebările. Sunați-ne la 0372 069599 ca să vorbim despre copii și despre sporturile pe care le pot face ei, cât costă și dacă se pot face sporturi pe bani publici. Deci, ce înseamnă 150 de lei pentru un copil care vrea să facă sport în mod serios, organizat, adică nu doar să bată mingea în curtea școlii? Care sunt costurile, de fapt? Cât vă costă sportul copilului pe lună? Și cum vă ajută statul, dacă vă ajută în vreun fel? E vreun copil care face sport organizat fără costuri undeva? Cum mai făceam eu basket, volei pe la școală când eram elev? Care e secretul? Uite, au venit foarte multe mesaje cu prețuri apropo de fiecare copil ce sport face. Două mesaje am găsit. Fetița mea face handbal la CSS Piatra Neamț și nu plătește nimic, ne-a spus Remus. Ok. Și nepotul meu face fotbal la Bistrița fără costuri, e sponsorizat de Consiliu. Al Consiliu Județean sau local, habar n-am. 037. Dar sunt singurile două mesaje care au venit așa. Da. Dom'le, ai un copil. Vrei să-l dai la un sport. Nu prea ai bani. Care sunt soluțiile? 0372069599. Să dezbatem subiectul lansat. Dar am și eu un exemplu, dacă îmi permite să încep cu el. Fetița mea de 11 ani face handbal la Rapid. Nu plătim nimic. Au primit training, mingi și tricouri gratuit, vizită medicală de două ori pe an gratuit, cantonament gratuit o dată sau de două ori pe an la munte, participări la turnee gratuit, chiar dacă este cu deplasare cu autocarul în alte județe. Înseamnă că face performanță. Probabil că da. Și acolo se discută altfel. Noi vorbim acum despre copii, despre părinți care își trimit copiii la sport pentru ca, vorba lui Vlad, să nu stea pe tabletă sau să nu bată mingea în jurul blocului, ci să facă sport în mod organizat. Sigur că dintre o sumă imensă de copii, câțiva ajung să facă performanță și poate acolo în anumite sporturi și la anumite cluburi să fie gratuit. Se mai întâmplă și la clubul sportiv școlar numărul 2 la handbal masculin, ne-a trimis cineva mesaj, sau la Gaz Metan Media și la fotbal, dar astea sunt cazuri izolate. În schimb, vă citesc mesajul unui ascultător care are copilul la judo, la un club sportiv de stat. Nu există competiții fără taxe, plus transport și altele. Antrenamentele sunt gratuite, dar kinetoterapie 200 de lei ședința, antrenamente fizice 100 de lei ședința, un kimono sub 250 de lei nu există, cantonamente 3500 de lei două pe an. Am trei copii, cât ar trebui să câștig ca să-i susțin pe toți să facă sport? Asta foarte bună observație, da. Hai cu telefoane, sunt multe telefoane. Cătălin, bună dimineața. Bună dimineața, Cătălin. Salut. Bună dimineața, din Oradea vă sun. Da. Copiii mei fac basket pe performanță ambii. Da. Aici ideea este că până la 12 ani am plătit 250 de lei pe lună, pentru că în România nu există campionat național până la 12 ani, este o săptămână la Mangalia. Da. Copiii noștri au jucat în campionatul maghiar de basket până la 12 ani, dar de când au trecut la 13 ani și există campionat, este totul gratis. Zic, 5-6 antrenamente pe săptămână, nu plătim nici echipamente, nu plătim nici... Pentru că fac performanță. La ce club? La CSM Oradea. Am înțeles. La basket. Bun. Deci soluția este ca într-un fel copilul să fie de bun încât să fie selectat pentru un club care joacă, care activează în competiții organizate, să facă performanță. Da, să nu e valabil la mase. Da. Dar nu este... Da, pentru sportul de masă am plătit până acolo. Ideea cu devau ce vreau să spun. Da. Dar, într-adevăr, o pereche de basket sub 5-600 de lei nu găsești. Trebuie 2-3 pe an. Minimum, crește, da. Piciorul, se uzează. După aceea mai sunt multe chestii care trebuie, nu știu, guvernanții, dacă asta, cu asta, mă, din asta își vor finanța probabil salariile și pensiile, dar asta e altă discuție. Da. În momentul în care treci la sport profesionist, nu mai există costurile legate de antrenamente, dar apar alte costuri legate de performanță. Echipamente mai bune, nu? Recuperare, cum spunea ascultătorul cu copilul la judo, nutriție, adică intri în altă categorie de cost. Adi, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Eu am doi copii, o fată și un băiat, karate și fotbal.
Da. În medie cred că cheltui cam 500 de lei pe lună pentru fiecare, deci 1000 de lei. Da, nu e o problemă din punctul meu de vedere, adică e o investiție. Lucru care mă îngrijorează, de exemplu, cel mai mic de 11 ani, băiatul, are o inclinație puternică spre sport. Și nu știu unde o să-l dau după, adică se presupune că nu e chiar un geniu, e de nivel mediu spre bun și nu ar vrea licee teoretice, ar vrea liceu de sport. Și deși sunt un oraș destul de mare, Sibiu, liceele de sport au o faimă cam subțire, să spun așa. Din păcate cam așa e peste tot, să știi. Da. Adică faima liceelor sportive nu e cea mai bună pentru că, na, atrag și mulți copii care nu sunt preocupați de școală, dar nici de sport neapărat. Dar este evident că ar înclinate spre sport și n-ar vrea să-l chinui cu lucruri care nu-i plac. Ai spus că dai cam tot 500-1000 de lei pe 1000 lună. De lei a zis. Și că nu e o 1000 problemă. De lei, da, pe lună minim. Asta... Când vine vorba de echipamente și chestii care se întâmplă odată la 3-4 luni sau un cantonament mai mare, odată de două ori pe an, atunci clar, suma crește. Dar măcar o parte din cheltuielile asociate sporturilor pe care le fac copiii tăi sunt suportate de clubul respectiv? Sunt puține, pentru că clubul respectiv e privat. Da, nu cred că nu-mi vine acum aminte. Se finanțează de la părinți. Probabil. Mulțumesc. Mulțumim, Adi. Stăm de vorbă cu Maria. Bună dimineața. Ah, nu mai Maria, e Adela. Bună, Adela. Bună dimineața. Bună dimineața. Doi copii, sport, performanță, în not, ritmică, ne dăm seama care la ce sport, da? Da. Așa. În afara participărilor la naționale, da, nu există susținere, adică, scuze, în afara antrenamentele, hai să-i luăm pe rând, da, în not. Până s-a intrat în primii 8 naționali, s-au plătit cotizațiile lunar egal cui și cât. Ce înseamnă? Stai că ești foarte criptic așa. Ce înseamnă 8 național, cui și cât? Nu înțeleg. Nu, dăm detalii. 8 național. Până s-a intrat în primii 8 național, fiind un sport individual, există un clasament. La not, da? Da. Și a intrat în primii 8 național în unor competiții oficiale. Normal. Și până când a avut unul din primele 8 rezultate din țară, ați plătit ce ați plătit? S-a plătit toți anii aceia cotizația. Ce înseamnă cotizația? Cât e? Să mă gândesc cu 10 ani în urmă cât dădeam, okay, e cam greu. Înțeles. Nu mai știu. Nu că nu vreau, nu mai știu. Bun, am înțeles. Deci plăteai costurile, nu? Da. Cantonamente, da. Deplasări, da. Costume, căști, tot. Deci nu există când... Exact. Culoarul de bazin era... Gratuit, da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Adela. Ciprian, ești în direct cu noi. Bună dimineața. Bună, Ciprian. Alo, bună dimineața, băieți. Bună. Am trei copii, doi din ei sunt la inițiere în not și pentru fiecare, până anul trecut, trebuia să plătim 45 de lei pe oră. Iar primăria din Alba Iulia s-a gândit anul ăsta să-și dubleze taxele, ceea ce înseamnă că taxa de intrare pentru copil de la 10 lei a ajuns 20 de lei, iar fiecare antrenor trebuie să-și rezerve un culoar. Care până anul trecut costa 10 lei. De anul ăsta costă iară 20 de lei. Am o întrebare în Alba Iulia. Eu nu știu. Acum, chiar nu știu, întreb. În Alba Iulia există vreo echipă sportivă, vreun club sportiv, nu știu, handball, volei, habar n-am, fotbal, ceva, sponsorizate de primăria, profesionist, la asta mă refer, de senior, sponsorizat de primărie? Clubul de fotbal, care e sponsorizat. Bun, nu știm valorile. Mulțumesc pentru explicații. Eu revin la această nedumerire a mea. În primul rând că mi s-ar părea, mai avem un pic, nu? Și mai am niște telefoane, dar vreau să spun asta. Sincer să fiu, poate mă înșel, nu știu, nu vreau să supăr pe mine, dar mi s-ar părea normal ca într-o țară europeană, care e cât de cât civilizată sau își dorește să fie civilizată, să existe programe naționale, nu aleatoriu, poate o primărie, poate cine știe, o firmă, un club pe undeva, mai dă niște bani la niște copii care pot să facă ceva acolo, local. Să existe un program național de susținere a sportului pentru copii. Nu neapărat să facă performanță, și ca să fie sănătoși, să fie o preocupare națională pentru asta. Și doi, mi se pare greu de înțeles cum primăriile sponsorizează cu sute de mii sau milioane de euro diferite cluburi profesioniste, de orice, cluburi profesioniste de seniori,
fie handbal, fie fotbal, cazul din Alba Iulia, dar dublează taxele pentru copii ca să aibă acces la nu știu ce culoare de not. Mi se pare greu de înțeles asta, adică pe bune, bun, sportul profesionist are alte surse, poți să obții sponsorizări, poți să... dar părintele care vrea să-și vadă copilul că se dezvoltă armonios și sănătos, ăla de ce îl pui să plătească tot timpul lucruri de-astea și mereu la dublu? Adică datoria ta de reprezentant al administrației ales sau care ai datoria să se ocupe de interesele comunității, nu este să te ocupi în primul rând de cei care au nevoie de sprijin și abia după aia de cei care pot face afaceri din asta? Mulțumim pentru mesaje și pentru mai avem timp, telefoane. Da? Mersi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.